Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a intensificat măsurile de biosecuritate în fermele de păsări și monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de păsări, după ce s-au confirmat focare de gripă aviară în Germania, Olanda și Anglia. ANSVSA aplică această conduită preventivă de fiecare dată când este informată de către Comisia Europeană prin sistemul de alertă pentru bolile animalelor confirmarea unor noi focare de boală. Se vor desfășura următoarele acțiuni fiind informate structurile teritoriale: organizarea de întâlniri și instruiri pentru informarea și conștientizarea fermierilor, a medicilor veterinari de liberă practică, a vânătorilor și pasnicilor fondurilor de vânătoare asupra semnelor clinice ale influenței aviare și despre necesitatea notificării în regim de urgență către DSVSA județeană a oricăror suspiciuni de boală. Se va solicita sectorului avicol să intensifice măsurile de profilaxie nespecifică și să întărească măsurile de biosecuritate în fermele de păsări pentru a putea preîntâmpina orice evenimente de ordin epidemiologic nedorite. Efectuarea de controle privind respectarea cerințelor de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, informarea privind semnele clinice de boală și necesitatea notificării DSVSA județene de către deținătorii de exploatații non-comerciale a oricăror suspiciuni de boală, intensificarea activităților de monitorizare a statusului de sănătate al păsărilor și notificarea imediată a suspiciunilor de boală. Se vor dispune măsuri pentru limitarea circulației păsărilor de curte în perimetrele exploatațiilor și se vor informa fermierii asupra condițiilor de circulație a păsărilor din exploatațiile comerciale.